Cuvântul lui Dumnezeu spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, cu versetul 18, următoarele. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Poate ați văzut vreodată la televizor sau ați auzit despre povestea unor condamnați la moarte, povestea unor oameni care au făcut răul, iar acum trebuie să plătească pentru faptele lor cu însăși viața lor. V-ați gândit o clipă cum ar fi să vă găsiți în pielea acelor oameni? Să știți că o condamnare iminentă planează asupra dumneavoastră și că nu puteți face nimic să schimbați sentința care a fost rostită. Cum v-ați simți? Care ar fi gândurile dumneavoastră înainte ca condamnarea să fie aplicată? Care ar fi starea dumneavoastră de spirit? Care ar fi ultimele acțiuni sau ultimele cuvinte în acel moment, înainte ca judecata să fie executată? Într-o zi, un om care era condamnat la moarte primește vizita președintelui. Președintele mai avea câteva zile în funcție și s-a hotărât să facă o faptă bună unor condamnați la moarte și să-i grațieze. Când unul dintre deținuți a fost chemat de către gardian, spunându-i se că are o vizită, acesta a refuzat. Numele lui a fost strigat din nou și din nou a refuzat. Și din nou, a treia oară, numele lui a fost strigat, însă acesta din nou a refuzat. Nu mai avea nicio speranță, nu mai avea nicio nădejde și nu mai vroia să vadă pe nimeni în ultimele lui clipe de viață, atât de deznădăjduită era starea și inima. Văzând acestea, președintele a plecat, fără să-l grațieze pe omul respectiv. Ulterior, la puțin timp după plecarea președintelui, omul acesta a fost anunțat. A fost anunțat că avusese șansa să fie grațiat de președinte și că refuzase grațierea aceasta prin neprimirea vizitei. Asupra noastră tuturor planează vinovăția și planează perspectiva de a sta în fața instanței divine. Și Dumnezeu ne dă șansa de a fi grațiați, de a fi iertați, de a nu fi puși în boxa acuzaților la această judecată divină. Iar șansa lui este următoarea. Oricine crede în El nu este judecat. Așadar, Dumnezeu ne îndeamnă să credem în El. O credință autentică, o credință care ne schimbă perspectiva de a gândi și, în primul rând, de a trăi. O perspectivă în care cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl credem, va fi pe primul loc în viața noastră. Tu alegi să crezi?